Bună seara! Astăzi o să vorbim despre un alt tip de agresivitate psihică care se manifestă în viața zi cu zi și ne afectează și pe noi, și familia noastră, și iubitele, și copiii, și toată lumea. Și anume, de ochiul. Nu cred că e ceva pe nasa, să nu fie auzit. În măcar altă viața mea, m-am de ochiat, mi-a de ochiat copilul, i-a fost rău, mi-a fost rău că am fost de ochiat, deci da. Trebuie să înțelegem mai de ce este de ochiul și o să fac omușorii noștri. Asta este un omușor și asta este al doilea omușor. Am folosit special niște culori care sunt mai puțin și asta să zicem care o aură galbenă. Și asta să zicem care o aură neagră. De ochiul se mai numește și privirea răutăcioasă a oamenilor răi. De fapt, nu e neapărat că sunt oameni răi, pur și simplu există un moment în care se produce un transfer de energie de la un om altul. Adică, mai exact, doi oameni se întâlnesc pe stradă. Respectiva persoană are aură frumoasă, luminoasă, deci treaba să fie un copil drăguț, extraordinar. Și dintr-o dată zici că ai dat ceva în el și începe să plângă, să urle, să dea capul de păreți, mai știu eu ce. Așa se manifestă. Ce se întâmplă, de fapt? În momentul în care se întâlnește o persoană benefică, o persoană cu EBF mare, o persoană cu EBF mic, în momentul respectiv se produce un transfer de energie negativă. Se produce efectiv transferul de energie negativă, se produce o armonizare. Și această armonizare ce face? Perturbă câmpurile persoanei de aici, care, nefiind obișnuită cu energia asta negativă, care poate să fie formată din și greu, entități, inclusiv demoni, în momentul respectiv persoana începe să simtă rău. Trebuie să vă mărturisesc că n-aș fi crezut în de ochi sau n-aș fi crezut în așa ceva dacă n-ar fi cuțit-o eu cu copiii mei sau dacă n-ar fi cuțit-o persoană de lângă mine. Efectiv, în momentul respectiv se scurge energie. E adevărat că această transfer de energie se bazează și pe o protecție sau o cantitate de energie mai mică din partea persoanei care este afectată de ochi. Deci, în principiu, de ochiul este egal transfer energetic. Prin armonizare se produce un transfer energetic. Se produce inconștient. Deci, persoana care de ochi nu este neapărat voluntar, rea, pur și simplu energia lui, cum să zic eu, e un tip foarte căcat negativ, cum ai studiat de marțial, vede o fată care e foarte frumoasă și în momentul respectiv, pa, se uită la ea și îi se face rău. De ce? Pentru că a proiectat nevoile lui asupra ei. Da? Deci se face mod inconștient. Ce mai putem să spunem? Cum se rezolvă? Mă rog, cu cine pot să se o simplă, mă, n-am ajute. Deci trebuie să înțelegeți că de ochiul este un transfer de energie negativă de la o persoană căcată negativ la o persoană, mă rog, din punct de vedere energetic, mai mult mai pozitivă decât cea de energie negativă. Ați ajutat? Deci, poate să facă viață, poate să facă rău, poți să reiși, poți să ai crize de neplâns, poți să ai senzația când să scurge sângele din picioare, poți să transpiri, poți să caști, poți să îți dă urmă de sudor, poți să ai efectiv senzații de sudor, mult, sunt multe dureri de cap, dureri de ochi, dureri efectiv, doar capul. Mă rog. Aia nu mai este de ochi. Curea intenție presupune conștiință. Și conștiința este atacul. Și nu mai este de ochi. Ochi presupune un act
act involuntar realizat între două opțiuni, cu energie și fie. Poți să-ți de ochi, sunt erau bărbați care își de ochiam nevestea. Deci se îmbrăcau așa la ala, se îngătea pe tupete și ăsta, vai ce frumoasă ești, o, și aia bine să vezi și nu mai când nuntă. Pentru că proiecta toată energia, o, și mă îmbrăți, o, tăte. Deci, de energie. Deci tu, să zicem, care de ochi, te mii de persoana respectivă. Tradițional, e cam așa la chile. Deci la țară, este, mă rog, scuzați, e bibi, era rău.
vezi când era negativ, intenția ta era pozitivă și noi nu suntem judecați după propoziții, suntem judecați după intenții și după ceea ce iese din ceea ce facem. Nu propoziți după ceea ce facem. Adică dacă perspectiva rezultatului
Și vreau să spun că eu am o problemă. Am o problemă că până când e la despre dar știam câteva chestii despre țara, apropo de făcut timp chestii negative și din când în când eu îl vedeam cu haina pe dos. Drăguța de aia știa că de la noi de la țară să se fac tot felul de nenorocite de acolo despre oameni. Am născut niciodată despre oameni de avea acolo în colonul pe ce mai. Ei, și nu știu de ce am moștenit-o sau dacă am moștenit-o. Cert este că eu, involuntar, mă trezesc cu obiecte de stimea tare pe dos. Adică pur și simplu că la mine nu mă dus. Și atunci îmi dau seama de ceva în regulă. E ca un semn așa de tot. Ceva de sănătate. Thank you.
învățați, să învățați și alții. Deci, din punct de vedere energetic, se face efectiv curățare ca